Și tu că ascuns în brădiș. E chiar frumoasă. S-a găsat superficial. Stai. Oh, și s-a dus. Și încă una mai mică. Așa, să vedem. Răbdare că stau drum. Asta se pare că a luat-o mai adânc. Și dus a fost. Deci îi place vibrație tot. Deci chatterbait-ul a câștigat. Sper să nu rănesc. Oh, oh. Hai că-ți dau drumul. Gata. Spălăm un pic. Da, deci e chiar frumoasă. Cred că tot mai a păpat ceva. Sângele cred că mai mult ca sigur e de la mine. Dar important e că pe vremea asta închisă mănâncă. Du-te frumos. În sfârșit, după un atac brutal, a venit una mai frumoasă. Are un kilogram și ceva. Ideea este că i-am descoperit, dacă vreți, jmecheria, și anume vibrație puternică. O să vă arăt imediat și năluca. În cazul de față folosesc o lamă de chatterbait, care pur și simplu o enervează. Hai să-i dăm drumul și vă arăt năluca imediat. Sper să se vadă. Și s-a dus. Deci în fața streamerului, da, care este o imitație de babușcă, de săbioară, ceva mai mare, stați să-l scol un pic. L-am clătit un pic ca să se vadă un pic mai bine. Da? Deci, oliv pe spate, ceva alb, un pic de roșu, ochi, bineînțeles, și lama de chatterbait. Da? Am preluat-o de la o nălucă de spinning. Ce face lama asta? Pur și simplu o nebunește, mai ales în cursul zilei. Nu toți putem pescui fix la ora care trebuie, adică după ora 4, 4 jumate, 5. Așa că, spre exemplu, acum este ora 2 jumate, 3. Ștucile nu sunt chiar atât de active, de aceea trebuie un pic agresate, dacă vreți, ca să le facem să muște. Deci, de aceea am apelat la această lamă de chatterbait. Hai să vedem, mai prindem ceva?